În copilărie își dorea lucruri simple, să crească mare, să devină puternic, să călătorească, să vadă lumea. I s-au împlinit toate și poate anume din această cauză cel de-al treilea copil al familiei vine rar pe acasă. Este ușor emoționat să-și descopere odaia aproape așa cum a lăsat-o cândva, cu același dulap lângă geam și cu cărțile nerăsfoiite de mult timp, aranjate pe polițe de mâinile mamei într-o ordine impecabilă. Cât de des veniți pe acasă? O dată, de două ori pe an. Nu prea des. Adică mult mai puțin decât mi-aș fi dorit. De fapt, vin mai des părinții pe la mine și sătenii. Sătenii cu probleme, probabil. Sfaturi, probleme, diferite. Vi se întâmplă să vă fie dor de copilărie? Dacă mi-e dor de copilărie? Nu sunt sigur că neapărat mi-e dor, dar am... Când mi-aduc aminte, am o nostalgie. Și am amintiri foarte plăcute de copilărie, de fapt. În ce situație anume vă amintiți de anii aceia, fără griji, fără nevoi? De copilărie mi-amintesc, de fapt, când vreun sătean discută și îmi dă o amintire, când citesc vreo carte, vreo istorie care mi-au povestit părinții. Vreau să vă întreb ce sarcini vă dădeau părinții în timpul vacanțelor sau în după amiezile când veneați de la școală? Păi tot ce presupune o viață la țară. Prășeam, săpam, legam vița de vie. Măturați? Măturam prin curte. Prin... Dar erați un șmecher sau nu fugeați de muncă? Sau organizați atât de bine totul încât... Cu tatăl meu să fugi de muncă? Niciodată. Nu, e imposibil. Mi s-a părut foarte blând. Poate. Să nu era așa. Nu era așa, sigur, că nu era foarte sever. Povestea mama dumneavoastră că când erați foarte, foarte mic, v-a lăsat în spital. O istorie foarte frumoasă, poate mi-o spuneți dumneavoastră mai bine. Nu e atât de frumoasă pentru mine, pentru că a fost prima dată când m-am lăsat la spital, răcisem. Știu că am răcit urechea și văzând că ea vrea să mă lăsă la spital, am chiar început să plâng. Și am aneștit spunându-mi că dacă voi fi foarte calm, mă va lua în scurt timp de acolo. M-am liniștit. Și am rămas acolo. Mai mult ca atât, chiar m-am socializat foarte repede cu doctorii, îmblam cu doctorii prin diferite palate, linișteam alți pacienți. Deci ați intrat foarte repede în rol. Eu tot timpul intru foarte repede în orice societate. Dar, în general, plângeți? Obișnuiți să plângeți? Nu, bărbat, cât de des poate să plângă? Doar în suflet, invizibil. Bărbat trebuie să fie un bărbat puternic, nu pot să-și... Să dea. Ce sfaturi vă amintiți la tatăl dumneavoastră? Tatăl meu e un etalon al disciplinii. Cândva, când mă punea să fiu foarte organizat, ajungeam până la disperare. Chiar mă enerva foarte mult. Dacă ar ști să rămân acum că... Sunteți de trei ori pe atât? Cred că da. M-am olipsit el și, de fapt... Ei sunt foarte recunoscător pentru faptul ce a făcut el de mine. Pentru că amprenta lui în educație o resim și acum. Văd o mulțime de cărți în această cameră care îmi dau seama că a fost camera dumneavoastră în adolescență, în copilărie. Sunt cărțile pe care le-ați citit. Tot părinții mi spuneau că ați citit atât de mult că nu mai găseați cărțile potrivite în biblioteca satului, în biblioteca școlii și chiar aveați abonament la biblioteca de la Nisporin. Este adevărat? Da, e adevărat. Am citit biblioteca noastră a copiilor, după aia am devorat biblioteca mamei. Bine, toate mama citea niște romane foarte groase, Crimă și pedeapsă. Și le-am citit când nu mai aveam cărți. După aia am citit cărțile din biblioteca satului. Eram abonat tot timpul la librărie, la orice carte nouă care venea și... Evident, după asta m-am regăsit și în biblioteca din Nisporeni. Deci mare cititor, un mare consumator de carte pe atunci. Vedeți, tineretul de azi este facilitat de internet, televiziuni, distracții, cluburi. Noi nu am avut așa ceva. Și atunci toate emoțiile, visurile, ne regăseam în cărți. Am mai auzit că ați mai scris și o compunere în versuri în clasa 10-a, 11-a, nu știu, clasa 10-a, cred că. Deci compunerea de la absolvirea școlii, ați scris un versuri și profesorii de la Raiona au crezut că ați copiat-o de undeva? A fost așa ceva?
Nu, am scris mai multe versuri, de fapt. Chiar unele din ele au fost publicate. Există și o carte undeva, poate pe aici. O păstram mamă pe undeva, unde avem și niște versuri. Dar mi-amintesc că în clasa a 10-a, cum ar zice, lucrarea de diplomă, am scris-o în versuri. Compunerea, de fapt, a fost în versuri. Și ținând de că a luat locul 2 pe Republica atunci. Era mai ușor pentru mine să scriu în versuri. Dar la care a fost tema, mai țineți minte? Nu mai țin minte, sincer. O temă liberă era. Și ziceați odată într-un interviu că poate vreodată o să scrieți și o carte. Niciodată nu se știe. O să vă spun mai târziu, că am început de rău. Foarte interesant. Despre? Păstrăm enigma pentru următoarea emisiune. Ok. Știu că mai povesteați foarte frumos despre bunicii dumneavoastră. Ce amintiri vă leagă de ei? Bunelul meu, Andrei, a fost primar, deportat și revenind după 20 ceva de ani în Moldova, m-a prins exact când aveam 3-4 anișori. Părinții mei, fiind profesori de școală, mă lăsau cu bunelul și el mă punea să lucrez încă de la o vârstă fragedă. Îmi spunea și povești pe drum și tăiam haragii cu el, el lega vița de vie în spatele căsii și mă punea să lucrez. M-am atașat mult de el. Era un om foarte harnic, chiar revenit din Siberia, am mai construit câteva case aici, a avut grijă de noi, într-un mod foarte mare pentru mine, un impact important a avut educația lui. Îi place să descopere lucruri noi, oameni noi, noi domenii, este deschis în comunicare și a ajuns să constate că are o mare capacitate de muncă. Dacă nu ar fi avut această voință de a lucra, probabil n-ar fi obținut niciun sfert din toate realizările sale. Fiindcă mereu timpul e prea puțin și prea repede aleargă, mai lucrează și în biroul de acasă, duminica. Suntem în biroul dumneavoastră de acasă, știm ce program aveți la serviciu, mă întreb când mai reușiți să lucrați și acasă. De fapt, duminică. Ea fiind și unica zi când stau puțin cu familia, circa jumătate de zi. În prima jumătate a zilei, de fapt, de duminică, vin de dimineața aici, îmi iau cafeaua și lucrez. Mai bate piciul la ușă uneori? Mai intră soția, mai intră copiii. În felul ăsta mă consolez și eu și ei, cred că suntem împreună. De fapt, eu și faptul că nu am întrerupt procesul de lucru și mai discutăm în frânturi de ale familiei. Deci există senzația că sunteți acasă. Dar de fapt aveți o duminică în care să fiți doar cu ei, doar cu oamenii care vă sunt cei mai dragi. Știți acum trageți de mine. De fapt, tot timpul când apare întrebarea asta, îmi retrezește de fapt un sentiment de regret și vină mare față de ei că nu pot să le acord atâta atenție cât și-ar dori eu, și ei, și eu. Dar mă consolez cu gândul că poate cândva am să compensez atenția de care am lipsit acum. Iată că aflăm și noi cum este viața, de fapt, a unui dintre cei mai prosperi moldoveni. Pot să vă întreb cum începe și cum se sfârșește o zi de muncă a celui care gestionează cel mai important grup de companii de la noi? Dacă ar fi să cunoașteți ritmul meu adevărat de viață și volumul de muncă, cred că nu v-ați dori să fiți în locul meu. Aici, acasă, sunt foarte puțin, de fapt, când dorm. În rest, sunt la birou, în deplasări, la întâlniri. Nu am un orar strict. Cert e faptul că la 7:30, după ce iau micul dejun, plec la birou. Și mă întorc mult după 1 de noapte. Deci prânzul, cina în familie se ia fără dumneavoastră, de obicei? Ce e asta? Nu reușiți să mâncați pe parcursul zilei? Nu sunt preocupat, de fapt. O iau ocazional când am vreo întâlnire. În rest, unde apuc, când apuc, ce apuc? În mod nesănătos de viață. Poate, dar mă reprezint. Spuneți-mi, rog, ce ați reușit să construiți până la această etapă? Care sunt lucrurile pe care vă este tare dragă? Familia. Cei doi copii cu care mă mândresc și care mă bucură. Da, și afacerile. Și ce urmează?
Păi, ca tot ce mă reprezintă. Am careva idei, proiecte noi, care intenționez să le dezvolt în afaceri și nu numai. Idei, proiecte, pasiuni. Unde sunt pasiunile? Care sunt pasiunile lui Vlad Plahotniuc? Păi chiar aici, alături. Sunt cărțile mele. Și în special de cărțile vechi, de anticariat, mai ales unele teme ce țin de istoria Moldovei, istoria Basarabiei. Le colecționez în toată lumea unde de cât găsesc. Timp vă faceți colecția de carte? Este mai foarte impresionant, într-adevăr. Mai mult de 3-4 ani. Uh-huh. Și cum le găsiți? Este sau oriunde mergeți? Aveți grijă neapărat să vă întoarceți și cu ceva din... Unde am ocazia să cumpăr, să procur o carte, o fac. Dar aveți timp să le răsfăiți la programul dumneavoastră? Da, câteodată, în deplasări, aici. Spuneți-mi, rog, dacă un tânăr care are 20 de ani, idei, dar nu are pile și nu are bani, poate face o afacere în această țară, acum? Desigur că da. Și pentru asta nu are nevoie de bani. Risc să spargă stereotipurile, dar are nevoie doar de cunoștință, disciplină, dedicație. Poate că e un paradox, dar viața ne leagă în prinsoarea propriilor vise și proiecte, ne face dependenți de propriile responsabilități și uneori uităm să o trăim cu adevărat, uităm să fim liberi. Chiar dacă până într-un anumit punct poveștile noastre se aseamănă, viața are grijă să ne scrie în mod diferit finalul. Vlad Plahotniuc trăiește muncind, într-un ritm mai nebun decât îl au alții. Poate că de asta treapta de sus a succesului nu este una foarte aglomerată. Este o treaptă rezervată doar învingătorilor.